Vătăjelu, Dumitrașcu în fața lui, îl evită Vătăjelu, care centrează foarte bine, lovitură de cap și gol! Gol, înscrie Gustavo, care intră cu mingea în poartă, pur și simplu, alunecă Dumitrașcu. Vătăjelu centrează. Craiova are 4 jucători, lovitură de cap și mingea este în poartă, înscrie Colici. Marcat de Rogulici, croatul își face un cadou frumos de ziua lui. Centrare perfectă. Centrare perfectă dată de Ban. Un nou atac care se anunță extrem de periculos, cu pasă în adâncime. Și este 3-0. Înscrie și Bayram.